Salutare, prieteni și bine v-am găsit la un nou episod de Risa, nu, limba română. În episodul anterior am terminat toate misiunile din mănăstire, am devenit și noi în sfârșit trezbănici ai ordinului, după cum puteți vedea și voi. Și am vorbit și cu închizitorul, am primit o grămadă de misiuni de la el, să găsim cele 5 discuri de care avem nevoie, să deschidem poarta cea mare din mănăstire, acolo o să găsim toate informațiile de care avem nevoie, după cum ne-a zis și închizitorul Mendoza. Dar asta în următoarele episoade ce urmează. Până atunci hai să omorâm și noi lupul ăsta. Avem lupi noi, sunt lup negru. Sunt puțin mai puternici, după cum puteți vedea, decât cei normal. Dar ne vom descurca pentru că avem Dita mai staff-ul în spate și nu ne va opri nimic, dar nimic. Și da, prieteni, noi acum ne îndreptăm spre tabăra banditilor, tabăra Esteban, Don acolo, frumos așa. În câte am aflat noi, acolo ar fi un disc. Poate l-o fi găsit Esteban înaintea noastră, să zic așa. Vedem când să ajungem, dar până atunci o să omorâm o grămadă de bestii în drumul nostru, cum ar fi lupul ăla din fața noastră. Și nu uitați acolo de un like, prieteni, dacă vă place această serie de Risen și dacă vreți să continuăm, bine, o să continuăm până îl terminăm, obligatoriu. Octavian acolo, am văzut că îi place mult jocul ăsta la Octavian. Hai, bossule, omoară-și trupul ăsta frumos așa, mamă. Mamă, o bucată, ce i-am dat-o la ăsta, i-am dat-o așa, nesimțit, o lovitură de aia nesimțită, prieteni. Aici nu mai e nimic, nu știu, cufărul ăla îl putem deschide oare? Cred că l-am deschis deja, da, l-am deschis când am omorât gnomii aia. Am înțeles. Și va fi un drum destul de lung și eu iar am uitat să dau drumul la cronometru. Gata, amin. Și da, ce să vă mai zic, am mai primit o misiune cu Sirius în târzie. El a fost trimis de către închizitor în căutarea unui disc, dar nu mai știu unde. Am uitat, ca un dobituc. Eu uit mereu ce se întâmplă, ce se nu, nu mai zic nimic. Hai să vedem ce găsim noi în păduricica asta. Aș vrea să curățim în mare parte cam tot ce se află pe aici, dar nu prea e nimic. Da, nu o să mă arunc acolo. Se pare că am venit degeaba. Mamă, na, cât de fluent se mișcă, adică... altă treabă cu 200 de frame-uri. Mi-aduc aminte că mă jucam pe vechiul PC, filmam în 720p, să vă uitați la primele episoade, primele 3 episoade. Și mai aștept să o iau în partea dreaptă, cred. Da, pe aici. Și să vedeți cum se mișca acolo în 30 de frame, 720p. Se mișca oribil. Acum, altă treabă când se mișcă în 60 de frame-uri. Ești nebun la cap. Hai să omorâm și mole aia, hai să nu lăsăm absolut nimic, pentru că acum suntem în stare să omorâm cam tot ce e pe hartă, nu chiar tot, glumesc. Dar măcar molele astea, știi? Mole cu gheare, astea sunt puțin mai puternice, 90 de experiență. Bun, nu ne mai trebuie mult și facem level 11, minunat, minunat. Ne mai trebuie vreo 3000 de experiență. Putem să ne urcăm și noi aici, bossule. Hai că s-a baguit. Mișto, deci e mișto. Iubesc jocul ăsta. Îl iubesc. Ia uitați ce bug. Asta e cel mai nesuferit bug din joc. Da. Trebuie să ies din joc, să intru din nou. Oh my fucking god. Urez bugul ăsta. Cel mai nervant bug. Să sperăm că nu mă va da tuma de la mănăstire. Eu zic că s-a salvat. Zic și eu, dacă nu, nașpa. Hai, domnule, joc, încarcă-te mai repede. Mamă. Hai să vedem de unde ne dă. Te rog, nu mă da de la mănăstire, ba da, fix de aici m-a dat, what the fuck. Oh my god, guys, de ce s-a întâmplat lucrul ăsta, de ce s-a întâmplat, ia uitați.
Ce s-a întâmplat? Oh my fucking god. Da, mișto rău. Deci mișto, mișto rău. N-am ce zice. Din nou, hai să furăm din cufărul ăsta, că am furat eu înainte să încep acest episod. Avem 50 de monezi de aur. Să tragem și noi un pui de somn. Mamă, mamă, cât de rău am dat-o, cât de rău am dat-o. Ia uitați ce-mi face un bug și ce frumos. Da, calm, mitică, calm. Nu te îngrijora că a trecut doar 10 minute din acest episod și îndată trebuie să-l închizi și n-ai făcut absolut nimic. Mișto rău, mișto rău, prieteni. Fix acum trebuia să se... Nu mai zic nimic. Hai să ne grăbim. Mă gândeam acum oare să îi dau load, adică la OBS, să încep din nou episodul, pentru că na. Dar hai să lăsăm așa, hai să lăsăm așa, să fim calmi, că n-am vorbit degeaba până acum. Poate de data asta o să avem mai mult noroc, dar să salvez și eu mai des. Trebuie să salvez mai des, mereu uit să salvez jocul. Ia, acum era culmea, na, că dăm quick save, că avem quick save, Doamne ajută. Și ce urât se vede afară, întunecat, prea întunecat. Urăsc, urăsc, când dormi așa se... Aveam aici un loop, nici nu mai știu unii. Da, nasol, nasol rău. Unii era loopul ăla. Aveam un lupișor aici pe care trebuia să-l merlim. Mai e în viață, mai e undeva, nu mai e nicăieri. Ba da, uită-l. Hai să-l merlim din nou, pentru a mea oară. A doua oară, glumesc. Dar s-ar putea să fie și a mea oară, că dacă mai iau bug-uri de astea, nebunesc, nebunesc, pur și simplu. N-are și asta un speed, adică să fugă mai repede, asta nu-mi place, ar fi un dezavantaj. Un singur dezavantaj la jocul ăsta, că n-are speed să fugă și el mai repede, știi? Bine, cred că sunt poțiuni de viteză, de speed, am impresia. 100% pergamente sunt. Mă mănâncă și nasul, presim că o să se întâmple ceva rău. Bă băiatule, bă băiatule, tu te pui cu Nameless? N-ai cum, n-ai cum, n-ai cum să o dai. Hai bă, așa. Amin. Hai să ne vedem de drum, prieteni. În episodul ăsta nu prea o să facem mare lucru decât o să omorâm o grămadă de bestii. O să intrăm în tabăra lui Esteban, o să vorbim cu câțiva oameni de pe acolo. Bandiți, mai bine zis, cum îmi place mie să le zic, bandiții lui Esteban. Mamă, ce mi-e ciudă, acum deja eram în Mlaștine, cred. Deci eram în Mlaștine acum, prieteni, dacă nu mi se... Dacă nu-mi luam bug-ul ăla. Un bug așa, nașpa. Taci din gură, usle. Și pe unde trebuie să luăm, trebuie să luăm prin partea dreaptă. Avem oricum de mers o grămadă, o grămadă. Da, aici mi-a luat eu fucking... Ăla, hai să dăm un save de nou, să sperăm că nu ne vom mai lua bug-ul ăla, că dacă mai mi-au dat, nu știu, nu știu, nebunesc, pur și simplu. Fază că nu prea ai pe unii... Ia, ia, gata, era bug. Ok, și hai să vedem cum ne urcăm noi acum acolo, pentru că o să fie din nou bug-ul ăla așa, nervant. Ia uite, altă treabă, pe aici trebuie să ne urcăm. Nu știu. N-ar fi trebuit să se întâmple ce s-a întâmplat data trecută, dar, Doamne ajută, hai să uităm de lucrul ăsta, că tot m-am repetat de 1000 de ori. Și o să omor toate molile astea, deci toate, 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 toate. Pentru experiență în plus, nu de alta. Însă o grămadă, chiar o grămadă. What the fuck? De fapt aia o să o lăs, prieteni, pentru că am impresia că o să avem... Ah, oh my god, ce mai e și urățenia asta? Monstru de mlaștine, oh my fucking god. Mamă cât e de tare.
Ce urățime ești, nebunea. Mă, du-te, treac, uite ce barează bulangiu. Mamă, ce fac aici? L-am zăpăcit de cap, ești nebună. Amin, mamă, 80 de experiență și m-am bătut cu el jumătate de oră. Și cine a dat inimă? O inimă, lol. Da, și cum vă ziceam, o să lăsăm puțin molea aia deoparte, pentru că am impresia că o să avem nevoie de niște ghiare de mole mai încolo. De-aia o lăsăm când o să învățăm abilitatea, o să venim și să o merlim. Mai avem acolo niște vulturi, hai să merlim și pe aia. Mai băgăm o bucățică de carne, dacă e. Cum mă urc eu acolo? Cum mă urc eu acolo? Pe aici, normal că pe aici. Că doar nu pe acolo. Unul e jos, mai e ăsta. Așa se face, așa se face. Un expert ca mine n-are cum să moară. Și da, să sperăm că nu vom mai muri niciodată de acum încolo, să fim de neoprit, cum a fost și până acum, normal. Hai să vedem pe unde o luăm, pe unde o mai luăm, că nu mai știu. Nu mai știu exact unde găsim noi tabăra bandiților, cred că pe aici. Da, ce mai avem aici? Un arici cu țepi. Mamă, cum atacă ăsta! Încă o mole, mama, o grămadă de bestii s-au spawnat pe mapă. Mama, cum dă asta, ești nebun la cap. Amin. Am filmat azi ceva episoade, vreo 5, dacă nu mă înșel. Cred că ăsta e al 5-lea episod pe care îl filmez. Și mai am de gând să fac câteva episoade. După asta mă duc să mănânc, că deja nu mai pot. Nici nu prea mai vorbesc cum trebuie, după cum vedeți și voi. Așa, bă, băiatule, așa da. Și acum, de la Jean, nu mai știu unde trebuie să o luăm. Cred că în partea dreaptă, nu în partea stângă, pentru că de acolo am venit la începutul jocului. Hai să vedem totuși. Deci eu nu mai știu, de aici nu mai știu. Am mai avea aici niște arici, hai să-i merlim și pe ăștia, să nu le lăsăm în viață, în niciun caz. Mor, du-te, dreac, uite cât de tare asta, ești nebun la cap. O bucată am dat la vultul ăsta. Așa mai, da? Și am mai avea aici un arici, da. Așa, bossule, așa, trebuie să lupți așa cu tactic, nu știu ce zic. Dar nu mai știu acum, în partea dreaptă, în partea stângă, habar nu am. Hai să vedem ce ne zice indicatorul ăsta cu asta vestică. Cred că pe aici. Stai așa, că vă zic eu imediat pe unde. Imediat. Aici mai avem niște arici. Da, cred că pe aici e corect. Ia. Yeah. Mlaștena, da, pe aici e bine. Ok. Și deja s-a făcut întuneric, după cum vedeți, exact ca mlaștena din Gothic. Și exact aceleași sunete din mlaștena. Ia auziți. Da, mi-aduce aminte de Gothic. Și da, o să ne aventurim. Prin mlaștena asta o să mai urmărim o grămadă de bestii, să facem și noi level 11. Nu ne mai trebuie mult, 20.000 de experiență, o să facem, cred, în acest episod. Dar până atunci hai să omorâm arici ăștia, mamă cât sunt. Lasă-mi experiența, bossule, așa. 150 de experiență, nu-i de acolo. Și ce business s-a făcut aici, prieteni, uitați, nu mai vedem nimic. Abia văd eu, da, pe voi pe YouTube, cred că nu mai se vede absolut nimic. Și cine e ăsta? Whistle mondialul. Winston. Ok.
până una alta, hai să stăm de vorbă cu Doug. Și asta este mlaștina lui Esteban, în sfârșit am ajuns. De ce te interesează pe tine? Suntem dita mai... Da, și la ăștia nu o să le placă prea de noi. I'd stay on the walkway and not go too far out into the swamp. Believe me, being eaten by those creatures is not the way a man should go. Hang on, I think I've got a map somewhere. Oh, super. Ne-a dat-o și pe gratis, ești nebun la cap. Și da, cum vă ziceam, la ăstora nu o să le placă prea de noi, pentru că noi am intrat în închiziție, nu am ales de partea cu eu să ne... Ce s-a văzut? What? Ok, gata. De partea cui să luptăm, noi am ales de partea închiziției și lor nu o să le placă pentru că na, închiziția i-a aruncat, i-a dat afară din oraș și i-a băgat în mlașina asta oribilă, dar după cum știți, Esteban a vrut treaba asta pentru că el vrea să caute niște artefacte prin ruine, să se îmbogățească, el era, adică scuturile alea ce v-am zis eu, discurile, așa iată. Și... Închizitorul, na, el vroia binele, după cum am și aflat chestiile astea, știi? Mamă, nu mai știu, dimineața asta e gata. Nu mai știu ce vreau să vă zic, așa povestea cât de cât detaliată, dar nu prea mă pricep. Dar o să vedeți imediat, o să vă vorbesc eu imediat despre ce este vorba, unde găsesc o armă mai bună. Where can I get a better weapon? Depends on what you're after. Some swear by a good blade, others prefer the heft of an axe. I'm a hunter. So I favor a bow and arrow. I've got a couple of nice specimens here actually. For the right price, I'm sure I could part with one or two. Hai să negociem. Și asta vă poate vinde cele mai bune arcuri. Are un inel care vă oferă plus 3 de dexteritate. Nouă ne trebuie chestiile astea pentru că sunt foarte bune, ne ajută să luăm trofee de pe animale. Asta ce mai e? Asta putea fi folosit pentru da dinților fermilor. Hai să luăm și pe asta. 200 de monezi, oh my god. Toiacul călău, așa, strâm ăsta îl vindem, ok. Ce să mai vindem? Inel. Out. Și cam atât. 851 de gold, am rămas săraci. Ce vânezi în mlaștine sunt? Nu, pe aici am fost mătura de mare. Ce-mi poți spune despre locul ăsta? Mătura de mare. Și dacă vă ziceam, închizitorul vrea să ajute această lume, pentru că... imediat vă zic. Ce poți spune despre templu? Came up from the ground about the time these storms started, and all these beasts came out of it. Never seen the like before. Indescribable they are. Our fighters soon sorted them out. I doubt there's much still alive in there. Well, apart from the Don. He's moved into the temple now. Don't see him very often. No one really knows what he's doing in there. Okay. Me, I say hunt, kill, and don't ask too many questions. Ce vâniți în mlaștine? What do you hunt in the swamp? Less and less. There are only a few beasties. They may look unappetizing, but you'd be surprised what our cook can do. About the only thing left big enough to feed us all is this large worm over to the west. But he's a big fella. I really need help to take him down. Probably a bit of help to keep him down after I've eaten him too. Ce spui dacă te ajut să vâniți așa? How about I help you hunt this worm? Oh, that's good of you. Tell you what, if we kill that thing together, I'll give you 30 gold. I hope you're well prepared. Don't want your death on my conscience. Hai să omorâm acest rotworm, acest verme. Let's go kill this rockworm. That's the spirit. Right. Ready your weapon and stay close to me. Ok, hai să omorâm acest verme ucigaș urât. Vânează cu Doug. Yeah, bye bye. Draw your weapon. Mamă, cât e de urât, verme periculos. Ah, i-am dat o bucată la Duc. Ce scuze, Duc. Amin. 150 de experiență. Foarte bine și o grămadă de carne am luat. Bine, bine bă băiatule. See, that's what being a hunter is all about. The thrill of the hunt, the buzz of the kill.
Oh, that's made my week, that has. I've killed that worm. You don't need to worry about it. One less worm is no bad thing. Here, have 30 gold for your trouble. Ok, mersi mult, bossule. Am făcut și experiența, am făcut și câțiva gold. Și da, cum vă spuneam, Maia de Neaur, Inchizitorul vrea să ajute această lume să scape de furtun și părăul care a dus pe această insulă, pustie. Și noi o să-l ajutăm în treaba asta, dar mai întâi ne trebuie cele 5 discuri de care avem nevoie. O să le găsim pe această insulă normal, dar o să fie destul de greu. Deci Inchizitorul a făcut fapta asta de că i-a trimis cu un scop aici. Nu i-a trimis degeaba. Dar na, o să aflăm mai multe lucruri despre viitor, pe viitor, așa. Ricardo, hai să vorbim cu Ricardo și nu prea o să vorbească lumea cu noi, o să vedeți imediat. Ceva necazuri pe ziua de azi? Any trouble today? No. Aștept ceva? Expecting any? No. Must be fun being a guard. Not really. The Don. Back there in that temple. But Don este în templu. In the swamp. Sounds like an important job. Ce apare? Ce aperi pe existate mlaște? What exactly do you guard in a swamp? Flies. The smell. The dawn. Ce se va întâmpla? Nu, ce se întâmplă aici dacă acești oameni așa au nevoie what de gardă? What is there around here that people need guarding from? You must have seen them. Seen what? Those things. Things? The things from the ruins. Sunt ruine peste tot, bossule. Ruins everywhere. The ones that came up from the ground. The ground is warped or something. You ever have any problems with the locals? Locals? They give you any trouble, you just smack them around. Or you could try talking to them. Cine la conduce aici? Who's in charge here? The Don. Who? The Don. Right. Nu vorbești prea mult. Unde e Don? Where is the Don? In the temple. Is he religious? Ha. So what does he do in there? Avoids being out here. You don't talk much. What do I want to talk for? I don't know you. Ok, bossule, și după cum ați văzut, nu prea vorbesc ăștia cu noi. Roată de fune. Nu vreau nimic. Și asta este tabăra din mlaștine, prieteni, o să intrăm mai mult în ea în următorul episod. Până atunci aș vrea să curățim puțin mlaștina asta de bestile groasnice care se află pe aici. Hai să vedem despre ce este vorba. Dar până una alta, hai să luăm și noi plântuțile astea. Nu vreau să ratez absolut nimic. Și o să mă învârt prin toată mlaștina așa spre sfârșitul episodului. Deja am trecut limita, dar mai ținem puțin. Și trebuie să fim foarte atenți, vedeți și voi ce vegetație. Voi cred că nu vedeți nimic pe YouTube. Deci eu pot să dau la pariu că nu vedeți absolut nimic. Ăla, nicio bestie, nimic pe aici? The fuck? Chiar nimic, nimic. Avem o venă de aur, în schimb, acolo. Hai să o minăm, dacă putem. Hai că putem. This could be useful. 5 grămizi de aur, super, super. Hai găsim câte o plantă, dar nici o bestie. Chiar în așpa, poate găsim în partea asta la altă. Da, văd că sunt niște moli acolo, o să mergem să le omorâm chiar acum. Insecte dezgustătoare. Ok, au, bucata, astea sunt slabe, mă gândeam și eu că sunt mai tari. Uite, uite ce face asta, uite ce face asta. Incredibil. Ok, frumos, așa, elegant. Le-am dat cu decis. Pe luăm aripile și hai să vedem ce mai găsim pe aici, nu mai găsim nimic. Știu că era o comoară pe aici, pe undeva. Avem un cufăr în schimb, hai să vedem ce găsim în acest cufăr, 500.000 de monezi de aur. Nu găsim absolut nimic decât o bolturi, 11 aracul, o torță și o fragment al sabei, ok. Poate facem și noi o sabie, dacă nu mai vreau, nu mai vreau. Aici undeva găseam o comoară, 100%, da, ia uitați. A little more for me. Hai să vedem ce găsim noi aici, prieteni, ce găsim oare?
Mamă, ce zgomoturi se aude, ce sunete. Zgomoturi, am zis-o și eu. A, uite o moluscă. Hai să o melim. Imediat. Stați așa să scoate domnul Nameless din pământul ăsta aspru și urât. Dita mai comoara. Ia uitați ce frumos cufăr. Hai să vedem și ce găsim în el, că dacă e mare, poate găsim ceva. Apoi am găsit un colier, un inel. E bun, e bun. Decât deloc. Târna coape, lopeți, de toate. Da, și hai să le luăm vraj de transformare moluscă. Cu chi, 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 nu mai știu cum le zice la asta. Așa. Cuculie, cuculie, nu pot să pronunț cuvântul ăla. Am venit pe limba și nu pot să-l pronunț. Carapace, așa. Cuchie, nu știu de ce ziceam cuchie. Carapace. Luțărnă, am găsit și luțărnă. Bun. Ăsta l-am deschis oare? Nu cred că l-am deschis. Da, 11 gold și nu mai știu ce era, un corn. Părea să fie. Așa, frumos, elegant. Mai avem aici un monstru de mlaștine. Hai să-l merilim și pe ăsta. Mamă, cât e de urât. Facem așa frumos, ne ferim de el, îi dăm bucata. Nici o bucată nu mi-a dat, nici o bucată, n-ai cum s-o dai, n-ai cum s-o dai. O inimă rece obținută, mișto. Ce e acolo? Ce e în fața noastră? E ceva urât? A, este un verme. Super, hai să-l merlim. Dar de data asta nu mai e așa periculos. Avem mur, uite unde se dă, mamă, ești nebun la cap. Incredibil, e incredibil. Amin. Da. Cărniță, dinți, luăm trofee. Frumos așa. Ce mai avem aici? O săpulică, un cufăr din nou. Bine că le putem deschide. Bine că le putem deschide pentru că ne trebuie orice ce item. Poțiuni, 15 gold și așa că suntem săraci, vai de capul nostru. Dar 15 gold nu ne ajută prea deloc. Și da, prieteni, aș vrea să mergem și pe partea asta puțin. Mamă, deja a trecut de 30 de minute, va fi un episod foarte lung, cam cel mai lung. Avem și o peșteră acolo. Arici au murit, le-am dat să sacă. Și aș vrea să omorâm și ce se află în partea dreaptă și cred că o să încheiem acest episod, că deja ne-am lungit foarte, foarte mult. Mai avem aici doi arici, mici. Mamă, ce bucăți le dau, ce bucăți le dau. Și da, prieteni, cam ăsta a fost episodul. Avem acolo un bandit sau nu știu cine o fie ăla, un nebun. O să continuăm în următorul episod pentru că deja am trecut limita acestui clip. Dacă vă place ceea ce fac, nu uitați acolo să ne oferiți cât un like, un share și un subscribe, mă ajută foarte mult. Eu sunt Mitica, iar ne vedem în următoarele episoade. Ceau, pe curând, vă pup, fratele. Ceau, ceau.